Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse în cursul nopții vor cădea precipitații mixte. Local se va produce polei. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade, iar cele minime între minus 2 și 1 grad. Izolat se vor semnala condiții de ceață. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi înnorată, unde maxima a ajuns în jurul valorii de 3 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 1 grad. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șmleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 5 grade în miezul zilei, iar noaptea minimă va scădea la minus 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 5 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 5 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 1 grad. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor. Temperaturile maxime vor urca până la 7 grade Celsius. Astfel, miercuri vom avea parte de o zi mai mult înnorată, când temperatura maximă va atinge 5 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 1 grad. În cursul zilei de joi, temperaturile se mențin pe aceeași linie. Maxima va atinge 7 grade în timpul zilei, iar noaptea minima se va opri la 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de vineri, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la minus 4 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.slajanul.ro. La revedere!